Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Vom continua astăzi cu asociativitatea legilor de compoziție. Iar pentru asta am pregătit pe tablă o lege. X compus cu Y egal cu XY plus 5X plus 5Y plus 20. Vom începe prin a scrie formula asociativității pentru oricare X, Y, Z aparține lui R. Rezultă X compus cu Y, totul compus cu Z, egal cu X compus cu Y compus cu Z. Prima oară vom rezolva parantezele, cea din stânga și cea din dreapta. De menționat este că ne ajută să le rezolvăm separat, nu în cazul asociativității. Și din cauza aceasta le voi lua separat. X compus cu Y egal cu XY plus 5X plus 5Y plus 20 și observ că este însăși legea mea de compoziție, iar apoi Y compus cu Z va fi egal cu. Voi înlocui în legea de compoziție peste tot pe unde văd X cu Y și peste tot pe unde văd Y cu Z. Și vom avea YZ plus 5Y plus 5Z plus 20. După ce am rezolvat paranteza din stânga și cea din dreapta, voi trece să rezolv membrul stâng, adică toată paranteza compusă cu Z, iar apoi membrul drept, adică X compus toată paranteza. Și avem X compus cu Y, totul compus cu Z, egal cu. În loc de X compus cu Y, voi scrie exact cât mi-a dat mai sus, XY plus 5X plus 5Y plus 20, totul compus cu Z. Toată paranteza aceasta va fi X-ul, iar Y-ul va fi Z-ul. Și voi pune dedesubt, egal cu XY plus 5X plus 5Y plus 20 ori Z, plus 5 pe lângă XY plus 5X plus 5Y plus 20, plus 5 ori Z, plus 20. Apoi, Z-ul acesta îl voi înmulți cu fiecare termen din paranteză. De asemenea, și 5-ul acesta se va înmulți cu fiecare termen din paranteză, iar apoi va trebui să efectuezi calculele dintre termenii asemenea. Și vom avea XYZ plus 5XZ plus 5YZ plus 20Z plus 5XY plus 25X plus 25Y plus 100 plus 5Z plus 20. Și observăm că avem ca și termeni asemenea. Doi termeni liberi, 100 și 20, și doi termeni cu Z, 20Z și 5Z. Iar apoi voi începe să-i ordonez. Prima oară voi scrie termenii cu trei necunoscute. X, Y, Z. Apoi, deoarece avem un singur termen cu trei necunoscute, vom trece la termenii cu două necunoscute. 5, Y, Z, 5, X, Z și 5, X, Y. Și voi scrie 5, X, Z plus 5, Y, Z plus 5, X, Y. Plus 20Z plus 5Z, cei subliniați cu roșu, ne vor da 25Z, plus, pe aceștia îi copiez, 25X plus 25Y, plus 120. Această parte a asociativității o las așa și voi trece la membrul drept. După ce calculez și membrul drept, trebuie să verific dacă mi-a dat la fel ca membrul stâng. O să iau membrul drept, să-l fac cu albastru și vom scrie X compus cu Y compus cu Z. Adică va fi X compus cu, îl iau pe Y compus cu Z de aici și avem YZ plus 5Y plus 5Z plus 20. În cazul acestei compuneri, X-ul rămâne X, iar în loc de Y voi pune toată această paranteză. Și vom avea X pe lângă YZ plus 5Y plus 5Z plus 20, plus 5X, haideți să șterg X-ul ăsta, 5-ul ăsta că l-am făcut cam urât, plus 5 pe lângă YZ plus 5Y plus 5Z plus 20, plus încă un 20 în exterior. Acum, X-ul acesta din față se va înmulți cu fiecare termen din paranteză și 5-ul acesta din față se va înmulți cu fiecare termen din paranteză. Și ne va da XYZ plus 5XY plus 5XZ plus 20X plus 5X plus 5YZ
plus 25y plus 25z plus 100 plus 20. O să iau mai întâi tot ceea ce am scris aici să le fac mai micuțe ca să-mi intre pe tablă. Și acum, observăm ce termene asemenea vom avea. Observăm că avem 100 plus 20, iar pe lângă acești doi termeni îi vom mai avea pe 20x plus 5x. Și va fi egal cu xyz plus 5xy plus 5xz plus 5yz plus 25x plus 25y plus 25z plus 120. Iar acum verificăm dacă ne-au dat la fel. Observăm că avem xyz cu xyz, 5xz cu 5xz, 5yz cu 5yz, 5xy cu 5xy, 25z cu 25z, 25x cu 25x, 25y cu 25y, 120 cu 120. Observăm că sunt la fel, am și verificat, de unde ne va rezulta că legea de compoziție este asociativă. Haideți să vă mai explic ceva. Dacă avem aici termeni cu minus, dacă am fi avut aici minus 5xz, iar aici plus 5xz, asta înseamnă că nu e la asociativă. Peste tot termenii trebuie să aibă același semn. Iar la final vom nota. Prima parte o notăm cu 1, a doua cu 2 și vom scrie din 1 și 2 rezultă x compus cu y, totul compus cu z, egal cu x compus cu y compus cu z, rezultă legea, și punem aici în ghilimele steluță, cerculeț, triunghi, ce ni se dă în cerință, este asociativă pentru oricare x, y, z aparține lui R. Iar aici, la final, în loc de R, voi pune întotdeauna domeniul meu de definiție din cadrul exercițiului. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!